Copilărie distrusă. O fetiță de doar 12 ani a fost agresată sexual de propriul unchi. Întâmplarea a avut loc acum 2 ani, însă totul a ieșit la iveală abia acum, după ce fata și-a făcut curaj să povestească. Părăsită de mamă și lăsată în grija tatălui vitreg, copila a ținut secret abuzurile la care a fost supusă de fratele mamei sale. Din întâmplare, tatăl vitreg a aflat grozăviile din sat după ce fata și-a deschis sufletul în fața unor vecine. Acesta a depus plângere la poliție, dar pentru că ancheta merge greu, agresorul este încă în libertate. Eu nu prea vreau să cred, o să experiența mea, dar până la urmă s-a adevărat. A lucrat aici două case în urmă, ca paznic de noapte, eu eram plecat și mama sa și-a permis o dea de lângă ea să-i țină urât de paznicului noaptea. Fetița este elevă în clasa a patra la școala din comuna Ungheni. Nimeni nu i-a anunțat pe profesori, așa că fata nu primește deocamdată consiliere psihologică. Școala nu are psiholog, avem pe cineva care vine și se ocupă de copiii cu deficiențe, dar nu asta de vorbă, pentru că ea nu necesită. Până nu primim un document, ea nu are probleme psihice, ea nu are probleme de comportament, nu a fost cazul. Tatăl vitreg al copilei a depus plângere la poliție, dar dosarul este încă în lucru. Ca urmare, agresorul este în libertate, ceea ce îi sperie pe localnici. Adevărat, am și o fetiță, sigur, categoric. Cum să nu? E normal, da. Fiecare își ține la copilul lui. E ceva strigător la cer. Cazul urmează să fie înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Costești.